înalt preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți creștini, v-am invitat astăzi în această sală pentru a fi prezenți la spectacolul în vremea aceea, susținut de copiii orfelinatului Mănăstirii Înălțarea Domnului Bănceni din satul Molnița și ansamblului reunit al corurilor Arhiepiscopiei Domisului din Constanța. Înalt preasfințiile voastre, binecuvântați începerea acestei sărbători de suflet. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze și să primim cuvântul lui Dumnezeu cel ziditor în sufletele noastre, care să ne fie hrană pentru vremea postului, pentru săptămâna patrilor, să întâmpinăm învierea Domnului cu bucurie, credință și dragă. Mulțumim! Oferim scena oaspeților, ansamblului reunit al corurilor Arhiepiscopiei Domisului Constanța și levit în scenă pe Părintele Consilier Valeriu Roman. Înalt preasfinția voastră, preasfinția voastră, preacuvioși și preacucenici părinți, distinși invitați, distins auditoriu. Unul dintre cei mai mari profesori de armonie al conservatorului din Paris, și anume Olivier Messiaen, activat în secolul 20, și el spunea: muzica, acest miracol divin, are uriașa putere de a purifica și spiritualiza omul, iar înaintea lui maestru George Enescu zicea că muzica, asemenea religiei, e simbolul armoniei în viață, al acordului desăvârșit. Dar muzica este ea însă și un răspuns la tiparele și ordinea creației lui Dumnezeu, iar acceptarea acestei dimensiuni mistice a muzicii are consecințe importante pentru creștinism, spunea criticul muzical Cristian Caraman. Adevărurile descoperite îi aparțin lui Dumnezeu, iar muzica cosmosului, a sufletului uman și vocea trebuie să fie într-o perfectă sincronizare. Cuvântul liturgic cântat devine cu adevărat o icoană muzicală și trece peste vreme, căci muzica bisericească a înaintașilor noștri este patrimoniul fiecărui popor. Biserica Ortodoxă, adevărata maică a neamului omenesc, a zămistit fără încetare fiii ce s-au dăruit cu trudă, cu talent și cu abnegație, spre folosul duhovnicesc al fraților întru Hristos. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Domisului, și la invitația preasfințitului Părinte Longin al Bâncenului, ansamblul coral reunit al Arhiepiscopiei Domisului se află în seara aceasta pe îndrăgita scenă a teatrului muzical Olga Pobuleanska din Cernăuți, care a împlinit frumoasa vârstă de 107 ani, fiind unul dintre cele mai frumoase teatre de gen din Europa. Și astfel, acest ansamblu vă va prezenta fresca muzicală În vremea aceea, scrisă de preotul Ioan Popescu Rungu și redescoperită chiar de către înalt preasfințitul Părinte Teodosie al Domisului. Este dedicată judecății patimilor, morții și învierii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, zugrăvind în nouă tablouri muzicale dramaticele momente petrecute acum aproape 2000 de ani, care stau de altfel la temelia Bisericii. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui, spunea împăratul David în Psalmul 149. Iată și noi în seara aceasta
să lăudăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu adevărat în comuniune, în seara aceasta și în tot timpul, și pentru că suntem foarte aproape de sfârșitul praznic al Învierii, vă dorim ca acest moment să fie cu adevărat un moment de înălțare spirituală, un moment de meditație, un moment de reculegere. La pian îl avem pe domnul conferențiar doctor Daniel Țărăcescu, profesor la Universitatea Ovidius din Constanța. De asemenea, la pupitru, în seara aceasta se va afla asistentul universitar doctorant, arhidiacon Ion Iulian Dumitru. În speranța că cele ce v-am pus v-au fost de folos, vă dorim audiție plăcută. Oh!
l-am aflat pe Domnul nostru, l-am aflat este mare.
Yeah!
Oh.
poartă Iisus povara slobitorului său. Toate de sânge, privind bucuria micimii de suflet, a sucivii crede, ce-și crede, să soarele cerului mic, de ce crede? Și fața
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Părinte Episcop Longhi, preacuvioși, preacugenici părinți, iubiți credincioși de aici, din Bucovina de Nord, suntem fericiți că am fost invitați în acest loc minunat, în această sală atât de frumoasă și plină de farmec, și că am adus și aici, înaintea dumneavoastră, acest mesaj de post care se încheie cu biruința învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce ați văzut și ați auzit aici este, după părerea teologilor și a muzicienilor, cea mai frumoasă lucrare muzicală cu cea mai bogată amprentă evanghelică, cu învățăturile care pătrund în adâncul sufletului. Oricât ne-am străduit să vorbim, să citim, să propovăduim, nu ajunge atât de adânc și atât de plin de emoție și de putere cuvântul lui Dumnezeu, cum ajunge atunci când este cântat cu măestrie, pentru că noi știm că cei de pe pământ tindem spre cer. Imaginea cerului cu îngerii care laudă pe Dumnezeu niciodată n-a fost exprimată în alt chip decât într-o cântare armonioasă care dă bucurie și fericire. Iată, din tot ceea ce expune Sfânta Evanghelie, toate merg către patimile, moartea și învierea Domnului, prin care s-au răscumpărat sufletele noastre din robia păcatului și a morții. Ați văzut tabloul judecății, patimilor, morții și învierii Domnului. Acest tablou zugrăvit cu măestrie de un preot, pentru că preotul, când aduce Sfânta Jertfă în cadrul Sfintei Liturghii, trăiește intens aceste momente. Fiecare Sfântă Liturghie începe de la nașterea Domnului, când cântăm Unule Născut, și când se pregătește Sfânta Liturghie să aduc prescura și vinul în partea stângă a Sfântului Altar, unde este ieslea în care s-a născut Mântuitorul, când iese preotul cu Sfânta Evanghelie, înseamnă că Mântuitorul iese la propovăduire, când iese cu Sfintele Daruri, Mântuitorul vine să intre în Ierusalim, și intrând în Ierusalim se pregătește de patimă, de moarte, de înviere, de înălțare și de întemeierea Bisericii prin pogorârea Sfântului Duh. Toate aceste momente Sfânta Liturghie le repetă necontenit și ele însăși se repetă, pentru că Mântuitorul Hristos a petrecut aceste momente istoric o singură dată, dar le petrece necontenit pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare generație, pentru că toți suntem chemați la jertfa, moartea și învierea Domnului, fără de care n-avem părtășie cu Domnul și n-avem cale către cer. Iată așadar, în seara aceasta am fost împreună cu Mântuitorul, cu Maica Domnului, cu apostolii și cu femeile mironosițe pe calea pătimirii. Am fost martori cum Iisus a fost prins și dus la Pilat să fie judecat. Am auzit acel dialog nedrept și înfricoșător împotriva celui drept și sfânt și bun. După legea firii, este ceva absurd ca cel bun să fie judecat
condamnat la moarte și să moară. Dar după legea lui Dumnezeu, aceasta e iubirea supremă. Zice El însuși, dacă pentru cineva drept se hotărăște cineva să sufere și să moară, pentru cei nedrepți, niciodată cineva nu vrea să moară. Numai unul a vrut să moară pentru cei nedrepți. Cel ce ne-a iubit cu iubirea egală cu El însuși, cu iubirea dumnezeiască, Fiul lui Dumnezeu, care s-a îmbrăcat în haina noastră omenească, și nu într-o haină de cinste, ci într-o haină de ocară, în haina rănilor noastre, căci în trupul Său a luat toate rănile noastre și toate suferințele noastre și pe crucea Sa a răstignit păcatele noastre, ca noi, prin dreptatea Lui, noi cei nedrepți, să ne împărtășim și noi din dreptatea Lui. Nu forțat, ci Mântuitorul a pătimit, a murit și a înviat și ne cheamă pe noi pe drumul pe care l-a parcurs. Iată cât de limpede a fost sugerat acest drum. Cu adevărat, creștinismul a adus lumina în lume. Au izvorât frumusețile artelor. Cât de frumoasă este iconografia creștină. Mântuitorul, când apare în toate aceste momente, Maica Domnului, Sfinții, dar cât de minunată între arte este muzica. Muzica este regina artelor. Orice artă are ceva din cer și de pe pământ. Muzica religioasă este în totalitate din cer, pentru că este inspirată de Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși, cu Harul Său, cu Duhul Său, se află în această muzică. Tocmai de aceea vibrăm de fiecare dată. Am ascultat și am văzut acest moment atât de frumos de 10 ori. De fiecare dată mi se pare proaspăt. De fiecare dată mi se pare că am înțeles și am simțit aceste momente mult mai adânc decât dacă aș fi citit un an la rând aceste Sfinte Evanghelii. Am fost contemporani cu aceste momente ce s-au petrecut în istorie și care s-au proiectat în veșnicie. Tocmai de aceea se cuvine să luăm aceste momente în sufletele noastre și în inimile noastre să ne hrănim cu ele. Suntem fericiți că am poposit aici, eu din 94, din 1994 am venit la Poian și am mai venit apoi mai rar, dar de când l-am cunoscut pe Preasfințitul Longhin, care pentru mine și pentru toți românii din România care l-au cunoscut, este un reper religios, moral, este o pildă de dăruire și de slujire. Și l-am ca pe o icoană înaintea mea, în permanență, în rugăciune, în slujire și în toate cele ce am de îndeplinit ca arhiereu. Preasfinția voastră, să rămâneți la fel și să ne fiți pe mai departe povățuitori, mai ales cu fapta, cu jertfa și cu dragostea preasfinției voastre. Nădăjduim că acest buchet muzical vă va ajuta să duceți postul mai departe și să întâmpinați săptămâna patimilor cu mai multă conștiință, cu mai adâncă cunoștință și cu simțire curată. Dumnezeu să vă ajute tuturor! În preasfinția voastră, iubiți frați, scumpe surori, am vrea astăzi ca să mulțumim
pentru această osteneală pe care au făcut-o frații noștri din România, împreună cu Înalt Preasfințitul Teodosie. Și să nu uităm să mulțumim Înalt Preasfințitului Onufre, Mitropolitul Cernăuțu și al Bucovinii pentru binecuvântarea pe care am primit-o de a ne întâlni în seara aceasta, într acest teatru. Și vrem să-i mulțumim din suflet guvernatorului nostru, Mihail Nicolaevici Papiev, căci ne-a ajutat ca să fim aici împreună. Dar cred că mai presus de toate mulțumim lui Dumnezeu pentru că El le rânduiește toate. Ceea ce omul nu vrea, Dumnezeu le face. Chiar ceea ce nu vrea omul. Și noi mulțumim pentru seara aceasta și mai mult pentru că ne-am întâlnit încă o dată inimile noastre lângă frații noștri scumpi și dragi, pentru că voi știți că totdeauna am fost dorit să vedem un român prin anii grei care am trecut, prin grânțele care au fost puse, a trebuit de mult să suferim, că nu ne-au rămas dincolo și noi aici, și iată că a venit vremea când ne putem întâlni în rugăciune, în cântare bisericească și în dragoste sufletească. Căci sufletește, mai tare ne-am legat unii de alții și cred că mai puternici vom fi acum în Duh, în rugăciune și ne bucurăm că suntem același neam, avem același sânge, avem aceeași limbă și pentru că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această bucurie care a fost în seara aceasta. Am rămas încântați de frumoasa lucrare și parcă mai mult am început să trecem prin patimile Domnului, să le înțelegem mai mult și să le primim în suflet. Vă mulțumim pentru că ați trezit în conștiința noastră, în sufletele noastre, dorul după mântuire, dorul după Mântuitorul Hristos și după frumoasa cântare îngerească pe care am ascultat-o în seara aceasta. Vă dorim că totdeauna să fiți binecuvântați de Dumnezeu în prezenția voastră și să vă ajute Bun Dumnezeu în slujba destul de grea pe care o aveți și răspunderea în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute totdeauna și să nu ne uitați că ne aveți și pe noi aici, frați, în Hristos, pe care vă rugăm să vă rugați pentru noi, pentru mântuirea noastră și pentru iertarea păcatelor. Mulțumesc!